Așadar, ce să spunem, tema pentru acasă, spunem. Da, am avut variante pentru tezi. Pentru acasă. Variante pentru tezi, da? Da. Pentru tezi. Clasa A. Cincea. Ordine. Deci, calculați. Unu, da? Da. Calculați. Divizorii lui A, divizorii numărului A mic. Divizorii lui A mic. Interpretat cu divizorii lui B. Da, divizorii lui B. Unde? A egal cu paranteză pătrată. Pentru. A egal cu. Paranteză pătrată, paranteză rotundă, 20 ori 25. Pe lângă 2 la 3 ori 125. Închideți paranteza. Așa, așa. Deci 20 ori 25. Închideți paranteza. Da. Ori. Da, nu. Nu știu de ce, da. Ori 2 la 3 ori 125. 2 la 3 ori 125. Da. Închideți rotunda și pătrata. Împărțit la... Rotunda și pătrata. Și pătrata. Da. Dar aici nu trebuie închisă, nu? Ba da. Da. Exact așa cum ați scris. Și deschisă în fața cu 2 la 3. Așa. A, că e 2 la 20, 25 pe lângă. Da, da, e ori. Da. Împărțirea 5 la 4 ori 2. Într-o paranteză. 5 la 4 ori 2. Într-o paranteză, rotundă. Așa. Și B mic egal cu 2 pe lângă, paranteză pătrată, paranteză rotundă, 3 ori 5 la 2. 5 la 2. 3 ori 5 la 2. Da, 3 ori 5 la 2. Minus 2 la 2 ori 54 împărțit la 3 la 3. Plus 11 ori 3. Plus 11 ori 3. Închideți paranteza rotundă. Împărțit la 2 la 2. Închideți paranteza pătrată. Plus 6. Deci, e egal cu vorbește, dar e... A mic o să fie egal cu paranteză rotundă. Așa. Acolo o să fie să rotundă. 500. Eu îți propun să rugăm cu putere. Azi pe 20 să scrim ca de la a doua. Adică 4 ori 5. A, 2 la a doua ori 5. 2 la a doua ori 5. Ori. Ori 5. Ori 5 la a doua. Da. Atunci așa. Ori. Da. 2 la a treia. Corect. Ori 125 scrie pe 5 la a treia. Închidem paranteza rotundă, închidem paranteza pătrată. Hai să o facem, o singură paranteză rotundă, pentru că n-avea nicio rost. Da. Împărțit la 5 la 4 ori 2. 5 la 4 ori 2, punem asta în parte. Zic că sunt parte, aici are rost. Știi de ce îl dar ea? Da, pentru că împărțim la 5 la 4 și apoi mulțim cu 2, facem... Deci împărțim la tot ce înseamnă 5 la 4 ori 2, da? Da. Acolo... Deci ne obligă să vedem întâi înmulțirea asta de obligator. Da. Aici facem paranteză. Putem să scriem 2 la 2 ori 5 la 3. 2 la... Deodată, deodată. 2 la cât? Te uiți la un capodaptul. Să scriem 2 la... 2 la... A... 5-a. Așa. Așa. 2 la 5-a. Ori 5 la... 2 la 5-a, ori 5 la 6. Ori 5 la a 6, da. Cum ți-a dat 5 la 6? Păi 5 la 3-a, 5 la 3-a. La 6-a. Totul de împărțit la 5 la 4 ori 2. 5 la 4 ori 2. Și este egal cu? Și aici putem să facem distributivitatea. Adică să facem 5 la 6 împărțit la 5 la 4, de 5 la 2. Da. Ce au să fie 5 la 2. Nu e distributivitatea. Pur și simplu da. Împărțim ăsta, terminăm până în cealaltă. 2 la 5 împărțit la 2, o să fie 2 la a 4. Așa. Și întâi e ori. Așa.
Așa. Deci asta este rezultatul. Și divizorii, ca să terminăm problema, divizorii lui A sunt? Divizorii lui A sunt, o să fie 5 ori 2. Deci divizorii lui A sunt? 5 ori 2. Hai să luăm așa, 5-ul. A, 5-ul, 2-ul. Da. Apoi, 5 la a doua. Da. Apoi, 2 la a patra, care e 16. Da, da, da. Să luăm ușor, mai ușor. Și prindem pe toți, am mai discutat noi. A, da. 5 la a doua ori 2. Deci, cu 5 la a treia, înmulțim pe toți cei care cresc. Deci, a. 5 ori 2, apoi 10. Da. Apoi, 5 ori... 5 ori 4, ar fi 20. Așa. Apoi, 5 ori... 5 ori 8. Da. Ar fi 40. Corect. Apoi... 5 ori 16. Da. Ar fi 80. 5 ori 16, 80. Și... Acum, 5 la 2. Da. 25 ori 2, 50. Da. 25 ori 4. Ar fi 100? Alo? Nu știu ce. 25 ori 4, 100. Deci 25 ori? 400. 100. Da. 25 ori 8. Alo? 200. Așa. Dacă 400. Hai, dacă 25 ori 200. Deci 200. 25 ori 16. Păi, 300? 200 ori 16. 300? 400. Păi ori 8, 200 ori 16. Da, 200 ori 200. Apoi să fie 400. Da. Și acum începem cu acest. Și unul, să nu uităm și problemă. A, și unul. Și unul, da. Dar asta acum 5 la 4, a, nu 5 la 4. Dar două secunde, că mai era și 2. Nu l-am pus pe 2. Da, da, da. La șterg am trecut. Da, la șterg. Eu văd 2, da. Deci, am luat de 5, 2, trebuia să spunem, 5 ori 2, 5 ori 4, 5 ori 8, 5 ori 16, apoi 25 ori 2, 25 ori 8, 25. Deci, în felul ăsta prindem toți divizorii. Și 25 la 4? Și 25. Nu trebuia și el? Și el. Și 16. Iertați-mă, dar și 16. Da, 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 da. Inclusiv și numele, 2 la 4 și 5 la 8. Deci 25. 16. 16. 25 la 16. 4. Uite, vezi? Deci 2, 4. 4, 8. 8. Și 16. Deci toate puterile. Păi așa. Da? Și până în combinație. Aceea combinație. Am dus mai la combinație. Da? Da. Da. Acum ce ai spus pe toți? Și punem 1 și 2 ăla din capul, că nu știu că domn profesor. 1 și... 2, o să vă trebuiască acum și la intersecție. Așa, 1 aici. Da, și 2 de unde îl puneți să vadă. Totul la capăt. Ok, și acum facem pe B. Acum așa. Și B o să fie egal cu... Tot așa, scriem pe puteri, nu? Da, totul mă citea. 2 pe lângă. O să fie 2 pe lângă. Paranteză pătrată, paranteză rotundă. Așa. 3 ori 5 la a doua. Minus 2 la a doua ori 54 ori 5 la a doua minus 2 la a doua, ai spus bine, ori? 54 cât e? 9 ori? 54, 9 ori 6. Și 9 cum poți să scrii? Poți să scriu ca 3 la 3. 27 ori 2. Sau 27 ori 2, 3 la 3. 27 ori 2, care facem mai repede. 3 la 3 ori 2. 3 la 3 ori 2. 54 ori 27 ori 2. 3 la 3 ori 2, iar fac. 54. Așa. Da? 3 la 3 am face 27. Sub formă de putere tot? Păi tot acum, zice, în loc de 2 avem și 2, 2 la 2, face 2 la 3 acum, nu? Uh-huh. Ori 3 la 3. Deci 2 la 3 ori 3 la 3. Împărțit la 3 la 3. Împărțit la 3 la 3. Plus 3 la... Plus 11 ori 3. Plus 11 ori 3. Rămâne așa. Împărțim la 2 la a doua, plus 6. Închidem paranteza, plus 6, egal cu... Atunci B o să fie egal cu 2, pe lângă 3 ori 5 la a doua. 3 ori 5 la a doua.
minus 2 la 3, 3 la 3 împărțit la 3 la 3 nu mai sunt. Deci minus 2 la 3, da? Plus 11 ori 3, adică 33. Plus 33, văd că trebuie să facem capul de-aia. Da. Împărțit la 2 la 2. Plus 6. Așa, plus 6. Și acum V o să fie egal cu 2 pe lângă. Acum, poate trebuie să încerc să ajung calcul de... Așa, facem paranteza. 3 ori 25. Adică 75. Da, adică 75. Minus 8. Plus 33. Împărțit la 2 la 2. Plus 6. Și atunci, 2, o să fie B egal cu 2 pe lângă. 75 minus 8 o să dea 63? Nu, 67 plus 33 o să fie 100. Da. 200 cu mare rost, parantez. Așa, 200. 2 ori 100, se zice. 2 ori 100 plus 6. Împărțit la 2 la 2 plus 6. Și egal cu... Și este egal cu 200 împărțit la 4 plus 6. Și atunci B o să fie egal, acolo să fie 50 plus 6, 56. 56. Și acum scriem tot... Hai să descompunem pe 56. 56. 7 ori, nu? Da. 7 ori. Da. Deci 56. Trebuie să-l dăm cu 6. 2 la 3. 2 la 3. 7 ori 8, adică 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 7 ori 8, atunci divizorii lui B, divizorii lui B, adică divizorii lui 56, 56, o să fie egal cu, mai întâi îl scriem pe 7 și pe 2, da. Apoi o să facem 7, 7 ori 2, 14, 7 ori 4, 28. 7 ori 8, 56. 56 și mai avem. Apoi o să avem 4 așa, și 8. Și 8. Trebuia să ecuizăm așa, 7, 2, și 4 1. Și 8. Și 1. Da? Și 1. 7, 2, 4 și 8, da? Și până ne apucăm de toate cealaltă, să ținem cont, că așa o să facem de acum înainte. Da. Așa, da. De A îl știm, de B îl știm și de A ori de B. Nu. De A intersectat cu DB egal cu, ne uităm acele două mulțimi, vedem elementele comune. Da. 17 în 1. 7, el avea 17. 7. 1. Îl au pe 1 în comun. 1, da. 1. 7 în 1, pe 2. Pe 2, el avea de 2, da? Da, da. 2. 14 în 1. 21, 56, nu? 4, da. 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 Și pe 8. 4 și 8. Astea sunt, asta înseamnă de a intersecta cu DB. Deci mulțimea elementelor comune este cea pe care am prezentat-o. Următorul 2. Un exemplu complex. Un exemplu complex în care s-o... Da. Ce a urmărit autorul aici? Nu greu, dar complex. Nu. A urmărit doar atât să vadă ordinele fiectele operațiilor. A urmărit operația cu putere. Da. Divizorii, da. Divizorii lui număr. Și intesis. Și operația cu putere. Deci complex. Da. Deci și-a făcut ceva. Da. Determinat numărul natural N știind că. N natural. Știind că. Știind. Da. 5 la 13 minus N. 5 la 13 minus N. Mai spune. Da, da, da. La N. Egal cu 5 la 3. Aici aș fi dat un care a scris 25, să zic și eu. Și eu aș fi dat. Da? Că pe a fost dat. Prea ușor. Prea simplu. Ce face? E decât să duci, să-i spui. Păi da, că N este egal cu 10. Baze egale. Da, baze egale și acum cumpărăm exponenții. 13 minus N trebuie să fie egal cu 3 și N este egal cu 10. Un punct. Foarte generale. Mulțumesc. Foarte generale. Fie numărul 5, 9, X, Y, 4, 4. Fie X, Y,
Nu, 5-9XY. 5. 5-9XY. Câte astfel de numere se divid cu 5? Deci, să se afle așa, care sunt divizibile la 5. 5. Păi, numărul lor, câte astfel de numere? A, ca să fie divizibile la 5, o, noi o să avem numai la Y-ul, poate să fie 0 sau 5. Asta, deci, dacă și numai asta, să zicem, noi Y aparține 0 și 5. Așa. Atunci, X o să aparține mulțimii 0, 1, 2, 3 până la 9. Iar X-ul poate să aparține de la 0, puncte, puncte, până la 9. Câte numere crezi că poți face? De la 0 la 9 sunt 10 numere. Și facem 10 ori 2, care o să fie 20 de numere. Deci, numărul lor e egal cu 20. Și putem prinde o parte din ele. Aici am întreabă doar pe care. Dar nu ne-ai spune decât numărul. Da, nu ne întreabă care. Deci cât un punct? 4. Un punct? Da. 4. Se pot determina, se poate determina numărul ABC barat, știind că... Se poate determina A. De ce barat, știind că A ori B plus 1 egal cu 3 și C plus 2 ori A egal cu 5. Așa este două relații. Justificați răspunsul. Păi să vedem. Păi, mai încercăm să-l facem, să zic dacă se poate. O să spunem că A ori B egal cu 2. Adică A ori B egal cu 3. E în paranteză pe plus 1. Sigur că da. A, în paranteză. Putem să facem distributivitatea dintre cele două. Am face-o, dar mai atent un pic, să mai vedem, să mai analizăm. Da. Pentru că e riscul să greșim, să stricăm tot ce e acolo. Mi se pare că chiar e interesant, că e un produs. Da. Adică, spunea autorul, din astea două relații putem noi găsi pe A, B și C? Cam asta e alt răspuns. Pe mai bine, haideți să spunem că l-am găsit. Nu. Trebuie să le găsim concret. Și să vedem după aceea dacă putem forma număr. Da. A, B, C, cine sunt? A, B, C este un număr de regite. Da, și ce poate să fie A, B, C? A, B, C pot fi de la 1 la 9. De la? 1 la 9. A, A de la 1 la 9. Cifre. Și celelalte pot fi de la 0. Asta vreau să spun. A, B, C să fie cifre. Asta vreau pe tine să spui, da? A, B, C să fie cifre. Și acum, știind că ai o înmulțire egală cu 3, adică, câte ori se dea 3? Câte ori cât se facă 3? 1 ori 3. Sau 3 ori 1? Da. Deci sunt, de aici am două posibilități. Da? Valorificăm aici. Din prima vezi, te-ai înțeles de ce te-am spus muzlica? Că dacă tu mă duceai la AV cu SAI, la cu 3, nu mai aveam nicio idee. Dar așa, câte ori cât se facă 3, poți nu să pot să-i convins, da? Deci am o șansă. Aici pot să fie grupurile numere 3 și 1. Deci avem o dată A egal cu 1, B plus 1 este egal cu 3. B plus 1 egal cu 3. Adică B-ul ar fi cât? Adică B-ul ar fi 2. 2. Și A-ul ar fi 1. Deci A-ul 1 și B-ul 2. Sau a doua variantă. Sau A egal cu 3 și B egal cu 1. 3 și B plus 1 este egal cu 1. Da, și B plus 1 este egal cu 3. Și B plus 1 egal cu 1, adică B egal cu 0. Deci, vezi? Am o situație și până la urmă o altă situație. Fiindcă au, l-am prins aici, hai să ne ducem și dacă să vedem. Dacă ne ducem acolo, nu poate să fie 1 ori 5 sau 5 ori 1. Dar nu poate să fie 1 ori 5, deoarece C plus 2 nu poate să dea 1. Deci, dacă mergem pe același raționament, eu vreau un pic să-ți atrag atenția că aș avea acum posibilitatea cu A-ul știu, că știu A-ul poate fi 1 sau poate fi 3. Da.
știi? Și să mă duc și să rămână o situație mai simplă. Să nu mă duc 1 și 5, să iau din nou două cazuri și să fac eu o combinație toate. Eu am deja un A, știu, pentru cazul 1. Deci pentru A egal cu 1, hai să mergem aici. Pentru A egal cu 1. Din adică, C plus 2 este egal cu 5. Egal cu 5. Și C este egal cu 3. C egal cu 3. Și am avea acum A-ul 1. Da. B-ul este 0, nu? B-ul 2. B-ul 2, da. B-ul 2. Și atunci numărul este următorul. Numărul este 123. 123. Și l-am găsit. Pentru situația în care A-ul este... A egal cu 3. Așa. Și, da. Pentru situația că A egal cu 3, atunci o să fie C plus 2 este ori, egal cu... Ori A egal cu 3. C plus 2 ori 3 egal cu 5. 5 împărțit la 3 nu se poate efectua, ceea ce înseamnă că rămâne numărul 123. Deci aici e imposibil. Nu spui, n-ai șansă să mai găsești pe cine, de ce. Și singurul număr este 123. Deci răspunde, se poate găsi A, B, C, știi că sunt aceste două. Da. Da, se poate. Și acesta este 123. Deci am ai egal cu 5 la doua relație. Și am și justificat. Aici, numai ca egalitate, când mă duc în situația aceea și spun, da? Dar eu, practic, ce fac? Pe A, știu, îl folosesc pe A aici, să rămân singur necunoscut. De ce? Da? Ca să... Aici vom putea duce și pe același raționament. C plus 2 egal cu 1, A egal cu 5. Păi, e într-o coliziune. Asta și cu asta, nu merge. Păi da, asta zic, A egal cu 5. A egal cu 1. Ăla aveam sus. Da? Și C plus 2 egal cu 5 am lucrat. C plus 2 egal cu 5, tocmai am lucrat. Da. Deci, asta. Să zicem? 5. Asta și dacă vă câte un punct la fiecare. Da. Un număr natural menul n, se mărește de 5 ori. Deci, e natural. Este menul. Disteluță din asta. Da. Se mărește de 5 ori și apoi se adună cu 12. Se multiplică. Deci, din n face 5 ori. Din 5 ori face, nu? Da, se mărește de 5 ori și apoi se adună cu 12. Și plus 12. Știind că rezultatul obținut este un număr mai mic sau egal cu 37, deci de este egal cu A mai mic sau egal A de 37, determinați toate valorile lui N. Să rezolvăm în ecuația aceea. Da, dar vedeți, n-a scris-o, dar eu știu dacă e și ea să o scrie. Aici așa nu există. Deci un număr natural e N. Un număr natural. Nu l-am zis N, l-am și eu de la exact așa, N. Da. Se multiplică cu 5. Adică 5. 5. Și adaugă 12. 5 plus 12. Și zici mai mult decât de 5. Rezultatul astfel obținut. Rezultatul astfel. Adică asta. Parte expresia. Și rezultatul obținut este un număr mai mic sau egal cu 37. Da. Cum se scrie matematic, determinat valorile lui el. Așa. Și acum aducem în echivalență, nu? Da. Așa spus. Putem să propoziții, puteam spune, da. Nu am propoziții, predicat. Când depinde de un necunoscut, îți cheamă predicat. Propoziția adevărată sau falsă? Da, eu mă pot pronunța de cap locul, de adevărat sau falsă. Dar când depinde de ceva, depinde ce e până acolo și atunci devine propoziție. Și e predicat, am înțeles. Da, predicat. Da, ai idee. Predicat. Așa se numește, da? Predicat. Și acum, 5N mai mic egal, să vorbește. O să fie 5N este mai mic sau egal decât 37 minus 12, care este 25. Așa. Iar N este mai mic sau egal decât 5. E mai mic egal decât 5. Atunci N. Vezi, am dus în echivalență. Adică, noi am făcut modificări în ambii membri și el am ajuns la mai mic. N a făcut mulțimii 1, 2, 3, 4 și 5. 4 și 5. E și egal, da? Corect. 6. Da, 6. Dacă A, B e egal cu 16. Dacă numărul A, B, egal cu 16. A, ori B, sau... Da, da, da. A, B înseamnă... Nu, 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 nu așa aparat. Nu? A, ori B. Produsul da.
Dacă adică număr, așa se spune atunci. Nu e vorba de un număr de două cifre. Da, ia orbe și au nume. Exact, plus au două nume. Da. Dacă au orbe egal cu 60 și au orbe egal cu 11. Și au orbe G. 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 Egal cu 11. Atunci calculați A pe lângă B plus C. A pe lângă B plus C. Și A pe lângă B plus C. Egal cu cine? Păi, mai întâi hai să rezolvăm pe A pe lângă B plus C. Și eu scrie, deci A pe lângă B. Putem să adunăm cele două relații. Mama, dar A ori B egal 16 sau 60? 16. A ori B egal 16. Deci întâi A pe lângă B plus C. Da. Și adunăm A ori B plus A ori C. Deci cele două relații se leagă, da. Da. Și aici o să... Deci A pe lângă B plus C o să rezulte A ori B plus A ori C. O să fie egal cu 27. 27. Și atunci A pe lângă B plus C este egal cu 27. Deci s-a văzut frente de A pe lângă B plus C. Face 27. Apoi... A pe lângă B minus C o să rezulte A ori B minus A ori C. Și atunci se te recunează. Care o să fie 5. Le scădea 16 minus 5. Și A pe lângă B minus C este egal cu 5. Iată că am și răspuns asta. Da, domnul. Ovidiu are la teologie două note de 5. 7. Ce la... teologie? Teologii la un obiect. Disciplină la... Religii, mai bine. Da. Ovidiu are la tehnologie. Tehnologie, așa. Da. La tehnologie, două note de 5. Bravo. Deci 5 și 5. El dorește să mai fie ascultat odată pentru a primi o notă cu ajutorul căreia să îi iasă media exact 6. Deci... Ce notă trebuie să obțină? Media... 6, exact. 6. Media 6. Exact, domnule. El are 2 din 5. Ce nu trebuie să mai e? Deci o să fie așa. 5 plus 5 plus 5. În paranteză. Plus 5 plus 5 plus A. Așa. Da, da. În paranteză. Da. Împărțit la 3 este egal cu 6. Atunci 10 plus A este egal cu 18. Egal cu 18. Mai egal cu 8. Asta a fost, a fost la 7? Da, 7, da. Acum 8. Într-un grup sunt 21 de persoane. Grup de 21 persoane, da? Dintre toți, doar 11 poartă ochelari. Și doar 13 au ceas la mână. 11 foarte clar. Foarte clar. Și 13 au ceas la mână. Au ceas la mână. Câte persoane din grup au ceas la mână și poartă ochelari? Adică, câte persoane din grup au ambele lucruri? Păi dacă sunt 13 persoane care... Stai, doamne, așa, 13 persoane care au ceas la mână. 13 persoane care au ochelari. Le adunăm, o să fie 24. 24 minus 21 fac 3 persoane care le au pe ambele. Hai, vedem o dată la celălalt. Deci, 13 persoane au ceas la mână. Celelalte nu au? Da. Celelalte nu au? Nu. Până la 24. Dar 11 persoane au ochelari. Celelalte nu au? Da. Le adunăm. Da. Și o să ia 24. Și din aceste 24 de persoane care o să aibă și ochelari și ceas, scădem 21, pentru că ele sunt de fapt 21 de persoane. Și din aceste persoane se rămâne 3 care au și ceas, dar au și ochelari. Deci tu așa vezi, nu? Problema rezolvată. Că... Doar 11 au ochelari și doar 13 au ceas la mână. Înseamnă că adunându-le toate persoanele acestea,
ar depăși numărul total. Da. Da? Și atunci, dacă ar depăși numărul total, înseamnă că sunt de la 21 până la 24. Mai sunt 3 persoane, 3 persoane care au șoferi și ceas. Corect. E bun? Da. Deci, spunem așa. 11 plus 13 egal cu 24. 24 minus 21 este egal cu 3. Și am 3 persoane. Au ambele, da. Au ambele. Au și ceas și au și 9. În trei clase sunt 100 de elevi. Deci am 100 de elevi. În trei clase, da. Da. Deci, clasa A plus B plus C egal 100. 2 și 3. Avem 100 de elevi. Sau cum ai spus tu, A, B și C. Suma lor, A plus B plus C, egal 100 de elevi. În prima clasă, sunt cu un elev mai mult decât în a doua și cu doi elevi mai puțin decât în a treia. Atunci scriem că A este egal cu 1 plus B. A egal cu B plus 1, cu 1 plus așa. Și tot A. Și A, ce ai spus? Și cu, deci în prima clasă sunt cu un elev mai mult decât în a doua și cu doi elevi mai puțin decât în a treia. Și tot A este egal cu C minus 2 sau C este egal cu A plus 2. Deci, hai vedem, să fii atent la... Deci, tot în prima clasă sunt cu 2 elevi mai puțin decât a treia. Decât în a treia. Da. Dacă sunt 2 elevi mai puțin, înseamnă C plus 2. Nu, A egal cu C minus 2. Minus 2. A egal cu C minus 2. Da, pentru că ei sunt în A cu 2 mai puțin decât în C și atunci din ce îi scazi pe cei 2 ca să ajungi la nivelul ia. Sau altfel ai fi până la lua 2 ca să ajungi cât din C. Deci același raționament. Deci C minus 2. Da. Din asta putem să spunem că B plus 1 egal cu C minus 2. Câți elevi sunt în fiecare clasă? Din asta putem să scoatem și formula că B plus 1 egal cu C minus 2. B plus 1 egal cu C minus 2. Da. Nu te-a arătat prea mult. Și pot să adun 2 în ambele și să scriu că B plus 3 egal cu C. B plus 3 egal cu... egal cu C. Și atunci am scris, aș scrie toate A și C, să le scriu un B. A și C în funcție de B, trebuie să-i propus chestia asta, de acord? Deci B plus 1 deci vreau de aici să mă locuiesc cu B plus 1. Da. Bine? Da. Și acum trebuie să-l facem pe C. Pe C, da. Și o să spunem că B plus 1 egal cu C minus 2. Și o să adunăm un 2 în ambii membri. C minus 2 și atunci adunăm un 2. Și atunci o să fie că B plus 3 este egal cu C. Da. Atunci noi o să scriem că B plus 1 plus B plus B plus 3 este egal cu 100. Da. O să spunem că 3B plus 4 este egal cu 100. Pe 3B este egal cu 96. Atunci B este egal cu... este egal cu... 96 împărțit la 3. 96 împărțit la 3. Păi, 32. 32. Atunci A o să fie egal cu B plus 1. Atunci A este egal cu 33. Și C este egal cu B plus 3. Atunci C este egal cu 35. 35. E corect rezultatul, nu? Suma lor face 100, e perfect. Însă să știi că eu nu aș fi lucrat așa, adică aș fi încercat ca idee de lucru, ca să nu mi-am gândit pe asta, nu știu ce. Vreau tot un an. Și scot de B în A, adică de aici B-ul cât ar fi. B-ul era, ar fi A minus 1. Elimina de mână, este mai la îndemână așa. Da. Deci B-ul egal cu A minus 1. C-ul egal cu C minus 2. C-ul egal cu A plus 2. A plus 2. Da. Acum văd că relații, și scrieți că totul în funcție de A. La fel de funcție. Da, asta vreau să spunem.
egalitatea asta care ai făcut totul și cum ai gândit, e corect, nu ești în cap, dar tu ai lucrat în bec totul. Da? Și atunci, hai să vedem și eu, cum am spus eu. În A, scris A minus 1, A plus A minus 1, plus A minus 2. Plus A, A plus 2. A plus 2, da. Este egal cu 100. Ce ce-am însemnat? Adică este 3A minus 1 plus 2, adică minus 1, tot plus 1, este egal cu 100. 3A este egal cu 99. Iar A egal cu 33. A egal cu 33 și... Tot de rezolvă. Da? Deci așa. Asta e pentru nota 9 și acum pentru nota 10. Și este tot un punct. Da. Acum 9 cât un punct, toate 9 pentru nota 9, pentru nota 10 acum. Fie A, cel mai mare, cel mai mare număr natural, format... Mai mare. Număr natural, format din cifre nenule. Format. Din cifre nenule. Nenule. Acolo, a căror sumă este 2012. Pentru care suma cifrelor. Da, este 2012. Egal cu 2012. Întrebare mică aici. A este un număr din A, B, C, D? Lung. Așa. Și trebuie să găsim pe cel mai mare. Fie A mare, cel mai mare număr natural format din cifre nenule, a căror sumă este 2012. Nu zici diferite toate. Așa. Deci doar nenule. Aflați câtul și restul împărțirii lui A la 101. Bine. Eu am uitat cum se referă pe A. Cea mai mare cifră care se poate găsi într-un număr este 9. Putem să ne împărțim pe 2012 la 9, să vedem câte cifre de 9 am avea și câte cifre de 9 să avem în numărul respectiv. Ca să folosești cifra 9, tu ești încă să folosești cifra 9. Ca să fie cel mai mare. Da, dacă ți-am spune, găsești tu cel mai mare număr din 9 cifre. Pentru care suma cifrelor să fie 9. Care e cel mai mare număr pe care îl poți gândi? Nenule cifrele, nu așa? Nenule. Pentru care suma cifrelor se pare pe 9. De câte numere de 5 numere? Nu știu. Cel mai mare. Doar atât de dau informații. Suma cifrelor sale să facă 9. Și tu trebuie să construiești, având la dispoziție informația asta, pe cel mai mare număr cu putință. Păi pot să pun 20.000 zero dacă vreau de respectiv. Păi n-au fost nenule. Diferite de zero. Deci nu poți. Păi și aici am diferite de zero. Păi da. Și aici am diferite de zero. Dar mai spune că ce mai mic zic. Păi eu, decât 2012 și s-a dat cu 9. De mai stimula să dau așa, pentru că tu te gândeai să vezi de câte ori cifra nouă întâlnești acolo și eu am mers atât. Găsește cel mai mare număr cu putință, folosind cifre diferite de 0, n-astăs distincte. Nu? Grijeau cum spune. Așa. Pentru care suma cifrelor sale face 9. Deci nu trebuie să fie doar cu 9. Dacă punem 9, numărul o să fie din ce în ce mai mic. Dacă pui suma celor să facă 9 exact, 9. Și asta e. Doar 9. Și 9 nu e cel mai mare. Și 9 nu e cel mai mare, poate există și numere mai mari pentru care să... Poate n-ar fi cel mai mare care suma celor să dea 9, e interesant. Nu spuneți fie diferite. Nu. Doar 0 să nu fie.
Din câte am scris, da, cel mai mare o să fie 43.211. E cel mai mare cu putință, spui tu, da? Face aici 9, 437 și 9. Dar nu înțeleg de ce nu dă 9. Și de ce încep cu 4? Ca să fie mai cei mai mari. Așa. Unde stai asta? Deci, 4.311. Spui tu că e cel mai mare. Este 4.000. 4, 1, 1, 1, 1, 1, adică fac aici 12, 3, 5 de 1. Ia, deja e mai mare. Ei, păi, există și mai mare de acolo, așa. Păi, da, da, și mai mare. Cea mai mare. Da, e cea mai mare, să vedem, dacă ai înțeles fenomenul. Stați acum, vă spun. 111 milioane. 111.000 cu 111. Adică cât? Adică 9 de 1. 100 era. Ai văzut câte jucătării am dat aici? Gata, m-am prins, m-am prins. Așa, o să fie 2012 de 1. Asta-i. Cea mare. Vezi? Nu trebuie, trebuie să insistăm. Ar fi fost foarte simplu dacă eu transmiteam mesajul ăsta. Dar tu n-ai avea nicio satisfacție. Însă, în momentul în care intrăm în dialog și eu te urmăresc, păi, dar varianta asta, noi la ajungem la nouă, și aici eu repede mă duc spre chestia asta. Dar nu spun toți la nouă. Numai că rupe asta de trei ori și iată te trimit pe tine să răspunzi. Deci unul, puncte, dar nu-i mulți, unul, un număr lung, punem bani deasupra și acolo și de desubt spunem că sunt câți de 1? Sunt 2012. 2012. Acum, pe acesta trebuie să găsim cât ușă restul împărțirii lui A la 101. La 101. Bine, acum deci, nu m-a pus să vedem. O să vedem. 101. Vrem. Cât ușă 101. Trebuie să găsim mai bine, nu? Cât și restul împărții lui? E și rest, dar și poate să fie și zero de acolo, așa. Deci... Da. Hai să încercăm să împărțim când ar fi numai... Văd eu sunt un număr par de artiuri, da? Împărțirea numai par. Și atunci să încercăm 6 de 1, să vedem cum o să face. Deci 6 de 1 împărțit la 101? Da. Adică un număr format de 6 de 1. Sau 4. Hai să mergem așa cu 4. Pe număr cu 6, cu 8. Și poate găsim o idee. Vezi? Ce fac eu acum? Fiindcă n-am posibilitatea să mă aflu de lucru. Încerc acum să vedem deci, un număr. Deci 4 de 1, cu 11, împărțit la 101. O să fie egal. Acolo intru o dată, nu o să fie o scură. Deci o dată. Și aici o să rămână 10. Mai cobor un 1 și o să fie o dată din nou. Și o să merg cu aceeași. Da, nu știu, deci este de 4 cifre. Da. Și s-a împărțit, și-a dat 11. Deci. Și-a dat 11. Acum, respectiv un număr care îl avem aici se împarte la 4? Adică 2012 se împarte la 4? Da. Adică, gândesc că facem cum ar fi, se fac cifre de câte 4. Foarte tare. Și 2012 care se împarte la 4, care dă 53. Ar fi 53 de perechi de 4. Și aceste 53 de perechi de 4, adică 53 ori 1011, 1011 împărțindu-se la 4. De unde exact?
Adică... Hai că încep să rup problema, aceea încearcă. Deci tu m-ai propus să fac cu 6 sau cât să fac acum în următoarea etapă? Câți de 1? 8. De 8. Perfect, așa fac. Cum mi-a sugerat că așa fac. Sunt foarte disciplinat. Da? Deci aici a fost o dată, oricum nu ne putem spune. Bun. Deci aș spune că iau 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, la 101. Așa. La 101, o să vină o dată. Da. Deci să mă zice, 101 care o să fie din nou o dată. Să o urmă dacă faci încă o dată. Și acolo să rămână... Acum coborăm... Deci 101 și nu mai rămâne nimic, nu? Și coborăm un 1, care să fie 0. Apoi coborăm un 1, care să fie tot 0. Și mai coborăm un 1 și o să fie 1. Aici o să ținem pe 101, care intră o dată din nou. Așa. Stai 2 secunde, cred că am făcut eu plus de... Da, să vezi. Stai 2 secunde, așa. Așa, da. Aici o să rămână 1, 0, 1 și din nou se împarte exact. Și o să dea 110.011 și se împarte exact. Deci observăm că există o alternanță. 11, 0, 11, 0, 11, 0. Asta 2 de 0, 2 de 1, 2 de 0. 2 de 1, 2 de 1. Cam ceva în genul acesta. Da, așa va fi. Da. Simțim că așa va fi, fără discuție. Deci 2 de 1, 2 de 0, 2 de 1, 2 de 0. De câte ori? Dar de câte ori? De câte ori așa. Aici am avut un număr de 8 cifre și ne-a dat un rezultat de 6, nu? Cât? 6. Și acolo, aici am avut un număr deci de 4 două, cifre. Deci cu 2 mai puțin. Da. Și aici am avut un număr de 4 cifre da. Și ne-a dat un rezultat de 2. Da. Deci noi aici avem un număr de 2012 cifre și o să ne dea un rezultat de 2010 cifre. 2010 cifre. Deci, și o să se facă și exact. Cântul o să fie un număr de 2010 cifre. Cum o să fie? Zi. 11.00, 11.00, 11.00 și tot așa, terminându-se cu... Aici e problema. Terminându-se cu... Dar două secunde. Terminându-se cu... Stați. Să vedem cu ce se termină de fiecare dată. Uite, la 4 o să termină, 11 la... 11. Dacă vom avea un multiplu de 8 sau de 4. De 4, așa. Păi se împarte la 4. Este un multiplu... 2012 se împarte la 4. Da, da. Și cred că se... Și nu se împarte la 8. Nu, dar se împarte la 4. Cred că și la 8. Nu, nu se împarte la 8. Nu, cred că de 16, 41, 5 ori și 12 nu se împarte. 12 nu se împarte. Deci la 4. Da, la 4, la 11. Așa și la următorul grupaj, la următorul grupaj vine un 0011. Da, și tot 11. Deci tot 11. Nu se împarte la 4, deci tot 11. Dar ultimul rând să fie 11. Corect, 11. De câte ori? 11 o să fie de 2010 părția 2. Câte cifre o să fie? Cât oară? O să fie 2010 cifre. Și 2010 cifre. Așa e, o să fie de 2010 cifre. Poate. Și o să fie restul 0. Cifre, da? 2010 cifre. Și restul o să fie 0. Iar eu sunt legat cu 0. Iar nu-i problemă. S-a plăcut? Asta a plăcut în loc la 10. Da. Să remarcăm un lucru. Da. Ce a căutat autorul aici? Mai întâi, cel mai mare număr îl poți forma cu sula cifrul ăsta, ai să văd de stat. Dacă nu faci pe acela, nu te poți gândi la așa ceva. Și tu te-ai dus la 9-9, când nouă cel mai mare, cea mai mare cifră. Vezi? Dar nu era cea mai mare? Nu, vreau să te cea mai mică cifră. Da, așa. E mai rău număr. Cu cât te folosești mai multe ori, cu atât număr crește, nu? Da, e foarte frumos. Da. Mi-a plăcut exercițiul să ne îmbunie. Plus, la împărțire, iarăși a fost interesant.
Și ce înveți de aici? Învățat așa, atunci când? Învățat foarte multe lucruri. Atunci când nu te prinzi. Nu? Nu stai deoparte. Dar și nu stai deoparte de ieșițiu. E un model mai mic, să vezi ce poți face, poate să se zezi. De ce nu l-ai luat de 5 nou, profesor? De ce nu l-am luat? Este extraordinar. De ce nu l-am luat de 5? Pentru că și numărul nostru este un număr par și domnul profesor Abruș ne arată un exemplu cu număr par. Prima observație asta a fost. Da. Faptul că am un număr par și autorul mi-a dat un număr par, m-am gândit să iau grupe de câte 4, da? Da. Dar vreau să fac și un simplu par era. Și vedeți că totuși 4 vă face jocul. 4 îmi face jocul, împlinește împărțirea, deci închide împărțirea. Și știm să-l terminăm. Da. Foarte interesant exercițiu. Da, deci foarte multe lucruri. Am inspirația să mă duc la 4, pentru că am văzut acolo că e vorba de număr par. Puteam să mă duc la 6. Sau la 9. Tot par era. Tot par era. Da. Însă, adică 6, nu știu dacă se parte. Nu se împarte. Și atunci, ideea a fost să iau cu 4. Sunt numai care se împarte. Deci observăm că la 4 îi dă 12, observăm că la 8 îi dă iar 11 în 4 și observăm și asta 11, 0, 0. De acum observăm un lucru. Dacă am făcut împărțirea la primele 4, mi-a dat doar grupa 11, deci cu 2 mai puțin decât numărul cifrelor. Exact. Pe urmă, observ că, de acum, numărul de cifre care se adaugă în grupa cealaltă mă conduce spre exact câte cifre de 1 am pus. Adică 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 cifre. Deci, și acest lucru mă avantajează foarte bine. S-a închis împărțirea și de acolo, câte grupe de 4, încep să am curaj și simt că problema merge foarte frumos, grupe de câte 4 se termină cu 11 la sfârșit, deci dau câtul foarte precis, îi spun câte câtul și spun și restul. Dacă, fii atentă, Daria, dacă se întâmpla, eu așteptam 2011, mă trebuie aici. Deci 2011, cifre sau 2013? Păi așa, o să dea și un rest. Păi vezi, da, sigur că da. Deci un rest aici e povestea. Să facem cu 2011. Eu un exemplu mai mic. 2011 nu se mai împarte la nimic. Da. Fix. Da. Da. O să dau număr de 5 cifre. Uite. Hai să ne închipuim cu un pas în urmă. Așa. Cu un pas în urmă, adică la 2008. A, la 2008, deci ne gândim la etapa când aș fi avut 2008. Deci 2000, să zicem așa, 2011 egal ca număr 2008 plus 2008 plus 3. Acest 2008 se duce frumos în împărțirea mea la 4. La 4 și voi obține câți de al de 1? Voi obține așa. Câtul va fi de formă? Va fi 1, 1, 0, 0. Da? 1, 1 și așa continui. 2006. 2006 cifre. E 2008, vă rog, doar 2006. Da, crezi că de cât scădem 2 și e 2006 cifre. Și se termină aici 1, 1. Tot 1, 1, 1. 2006 cifre. Da, spunem aici 2006. 2006 cifre. 2006 cifre. Și acest număr se împarte la 101. Și acum, păi eu... Păi la 101 s-a întâmplat asta. Da. Da. Și acum eu ciclu la împărțire fiind doar din 3 de 1. Da? S-a încheiat împărțirea. Așa, și am 3 de 1 de coborât. Exact. Pentru primul 1 care cobor din 0. Din 0, apoi următorul 0. Și apoi din 0. Și apoi din 0. Și o dată. Și o dată.
Da, vine odată. Da, odată. Încă odată și apoi rămâne restul. Deci, rămâne de vizut, stai iubirea, nu-ți mai fi mușchi. Poate să fii doar un om. Da. Și restul? Și restul, ăsta va fi de tot. Da? Da. Și restul e cam cu 10. Super. Abia cu ăsta l-am făcut foarte tare. Da, dar cred că da, și pe asta pentru ei. Da, da, da. Dar eu asta spun. Dar uite că de aici e frumusețea matematice. Deci după ce ne l-am înțeles foarte bine pe ăsta, îndrăznim să intrăm mai tare în exercițiu și să ne punem, să surprindem momentul acesta. El devine mult mai tare. Deci ăla și de cifre are acum. Deci ăsta câte cifre are în total? A fost 2006 plus 3 era? Plus 3, 2009. Cifre, rest 10. Da, 2009. Și restul... Că dacă nu înțelegi de asta, nu ai nicio șansă să-l faci pe ăla. Categoric. Deci dacă noi ne întâlneam cu Iisus ăsta, drag ce? Exact. Fără să-l avem de ăsta ca măsură, nu știu ce spune. Ai intrat în panică definitiv. Dar am avut panică total. Am avut noroc, că am cumva. Da. Deci autorul nu s-a dus mai departe. Și asta trebuie să spun că este și tehnica în compunerea exercițiilor. Deci procuratorii fructifică o idee pe care o stăpânit-o și acum mai fac un pas și ai făcut mișcarea asta, ai lăsat cele trei cifre de 1 care generează 001 și restul 10. Asta e partea de creație, hai să vă spun. Asta e. Și abia pentru 2013, tot ați văzut. Tot, chiar să vedem pentru 2013. Dacă aveam 2012 de 1. Da, 2013. Împărțit la... Aveam 2012 de 1. Da. Și noi am fi avut apoi... Ne-am fi dus acum... Nu ne-am fi dus la 2008, ne-am fi dus la 2010. La 2000 cât? Să la 2012. Deci primul multiplu de 8. 2013 este 2012. Nu e chiar la 2012, pentru că mai am avut... Da, 2012 plus 1. Plus 1. Iar aici ce cifre? La 2012 o să fie 2010 cifre. Da, adică 11.00. 11.00, 11.00, 11.00, 11.00. Da. Și o să fie 2010 cifre. Așa. Și acum... Și aici o să fie aceste 2010 cifre care o să le împărțim la... Și mai rămâne? Mai rămâne? Încep ciclul de împărțire cu unul singur unul. Și acest unul trist, acest unul care apare acum, nu ce face și restul. Dar merge pe 0 ori. Atenție. Îl pune pe 0. Neapărat. Pentru că unul când ai coborât 0. Da. Deci restul. A, și o să fie acum o să termine 11. Cum am și vorbit? 10, nu 11. 2011 cifre trebuie să fie. Și acum să terminăm 10 ani. Restul? Așa este. Deci o să spunem 2011 cifre. Și restul? Restul 1. Uitați, acolo când am mers la 2008, s-a terminat în 01 și aici am mers la 2011. S-a terminat în 10. Ia să vedem dacă aș fi zis 2014 cifre. 2014 cifre. Asta ar fi azi. Să fie 2014 de 1. Va fi 2, vom avea 2014 de 1. A fi tot așa far, dar cu timpul de trecă. 11 de 0. 11 de 2012. Așa, de 2012. 2012 ori. Deci de 2012. Pentru că 2012 e multiplul de 4. Cel mai apropiat multiplul de 4. Dar cu stelina... Da? De, nu, 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 deci, fiindcă e cel mai apropiat multiplul de 4 de 2014. De 2010 ori. Nu. Și vă rămân două. Eu zic că sunt 2000... 2012 sunt parte la 4. Nu 2014. Eu am văzut rezultatul final. Așa. Da, bine, nu final, acum să... Am înțeles, suntem... Așa, puteți să punem 2016, până să ne ascultă. Nu, noi vrem așa, 2014 cifre, doar... 2010. Vom avea 2010 și vom mai avea două, dar să vedem care. Deci 2014, da. Așa.
Păi uite, mama, că noi să ne-am zice, de ce am făcut așa? Păi uite, care se pune aici, da? Aici am avut 2012 cifre, da? 2012 cifre, care ne-a generat răspunsul ăsta. Acum avem 2014 și 2014 nu sunt 4. La 4, la 4 bine cât e 4. Îmi rămân 2. Îmi rămân 2. Și la 2010 rămâne 2, da. Îmi rămân 2. Da? Întâi am rezultatul ăsta și acum analizez cu cei 2 în 1 care cobor. Nu? Întâi cobor în 1, 2, pun în 0. Da, cred că cobor în 1 și pun 0, apoi mai cobor în 1. Și ia pun 0. Ia pun 0 și apoi... Și restul? 0. Restul? Restul o să fie 11. Păi. Ce 2 de 1 găsiți. Restul? Restul? Și cifrele acolo, acum se schimbă, 2010 cu cele 2. Azi este 2012. Acum? 2012, da. Le-am adus la și pe astea, da. Finalul, ăsta este cretul. Foarte frumos, din ce în ce mai tare, mai interesant. Deci, Italia, nu știu dacă ai înțeles, un număr de... Am înțeles. Un număr? Da. Un număr din 2012 cifre de al de 1, împărțit la 101. De un număr din 2010 cifre, reseo. Un număr de 2012 cifre de albumul împărțit la 101, dă un număr de 2009 cifre, rest 10. Din 2013 cifre, ia uite cum se schimbă. Deci, de 2011, rest 1. Deci fiecare dată îmi dă un număr cu 2 mai deci, puțin. Când am balansat, în stânga lui, stânga lui 2012, unul mai puțin, mi-au rămas cei 3 de 1. Cei 3 de 1, m-au condus la restul 10. Da, da, la un rest. La un rest. Când m-am... Vezi, când rămâne restul împărțit la 4. Când rămâne restul împărțit la 4... 3. 3. Restul e din 20. Restul este 10. 10, 20. Da, da. Și gruparea, ultima grupare de 1, lipsește. Pentru că nu se mai încheie al doilea 1 aici. Corect. Care ar fi fost 4, se încheia și al doilea 1. Da? Doar că obținem un rest. Ele sunt parte, uite, vezi tot așa, 2012, 2011 cifre vor genera un cât din 2009 cifre. 2013 cifre generează un cât din 2011 cifre. Asta se respectă două mai puțin. Exact, exact, tot timpul se respectă două. Deci când restul bățin la 4, dă 3, restul e 10, da. Și e cu singurul 1. Când restul împărțirii la 4 este 1, rămâne un singur număr, 1 acolo. Deci atunci, o singură cifră. Atunci restul e 0 și singur 0. Și restul e 1. Și restul e 1. Și când la împărțire îmi dă 2. Da, 2 ia de 1. Fie 2 de 0. 2 ia de 1 care trebuie să-i cobor. Restul 11. Restul 11, ce e 2 de 1. Foarte bine, foarte frumos. Foarte frumos, îmi place exercițiile astea. Da? Deci, dacă rămâneam la acesta, era o satisfacție, am făcut ce bine e, dar în momentul în care am dat drum și am făcut toată paleta asta... Deci la Ișeșer învățăm chestii de olimpiade, interesante. Vreți să facem autoevaluarea? Bine, facem și autoevaluarea, nu mai este important, adică sărbătoarea asta care o avem acum, bucuria asta de a fi rezolvat. Testul ăla pentru varianta de undeva a fost ușurică. Am dat exercițiul ăsta ca să fii în obicuță din oficiul. Da. E superb. Superb chestia, nu? A plăcut paleta. Deci, ce am învățat? Formarea numărul cel mai mare. Dacă spunea să se formeze cel mai mic număr. Spuneam de-a din nou. Deci cel mai mic număr. 2012 părți la 9 care făcea... Acum făceai din nou, nu? Aici a fost 2012 împărțit. Să zicem, că s-ar fi împărțit. O să vedem în altă. Dar, uite, care e cel mai mare număr? Haideți să mergem așa. Cel mai mare număr din cel mai mare număr pentru care suma cifrelor se facă 9. Cel mai mare care suma se facă 9, am făcut tot mai devreme. 1-1-1 de 9 ori, nu? Pentru care suma cifrelor. Dar cel mai mic număr pentru care suma cifrelor se facă 9, cine este? Cel mai mic număr. Pentru care suma cifrelor se facă 9 ori? 9! 9, sigur că da. Și vă dau și răspuns la numărul ăsta. Stop. Care este cel mai mic număr pentru care suma cifrelor se facă 18?
99, vezi? Ne aducem pe modelul tău. Deci cel mai mic număr, care sunt acelor să facă 18, este 99. Iar în ideea asta, care este cel mai mic, eu ca să iasă treaba, am să dau multipli de 9. 9, 18 și așa. Da? Trebuie. Ba da. Văd să nu mai multipli 9, cum este aici, în exercițiul acesta. 2012. 2012 împărțit la 9, da, exact. Păi da, trebuie să am gândit să fac multe. Eu am văzut în etapa în care gândim un alt exercițiu. Da? Deci de la momentul în care tu te-ai dus data trecută așa, eu acum vreau să-ți fructific ideea, dar pentru cel mai mic număr, nu cel mai mare număr, da? Cel mai mic număr. Și tu, eu trebuie să am grijă când te formezi exercițiul ăsta, să dau multipli din nou. Să zic 9 ori 100, da? Sau 909. Ok. Care este cel mai mic număr care se poate forma din a cărui sumă se fac 1818. Pentru care suma cifrelor se fac sale se fac 1818. Deci care este cel mai mic număr? Iată chiar să-l formulăm. Care este cel mai mic număr. Care este cel mai mic număr? Pentru care suma cifrelor sale să fie 1818. Cel mai mic număr pentru care suma să fie 1818. Numărul E este total